Am observat un lucru astfel. Azi noapte am pierdut pe aici niște piese pe supat și am deschis jumătate de perdea pentru că am lumină la fereastră. Să rămas deschisă, am o țin deschisă. Și când m-am ridicat din pat, pentru să vină înapoi, am uitat pe fereastră și am văzut un om. Înaintea lui mergeau alt om. Cred că era autist. Și eu sunt autist. Și asta este foarte interesant, cum atunci vă spun. Cum am uitat la el, deși el se uita în față și mergea și departe de mine, și-a dat seama că este privit, că de aici se uită cineva la el. Și cu o mișcare din picior, se semnala celor din fața lui că îl privește cineva. Deci sunt sigur că o simțit că mă uita la el, nu știu cum, deși nu m-a văzut. Cred că este un dar al autismului și al Aspergerului și, de asemenea, experiența în care simți mult aici la spital le ascute metasimpturile.